cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Stăteam și mă gândeam acum cu ce aș putea să încep cafeaua de dimineață de astăzi ca să ne mai și amuzăm un pic, să nu rămânem numai încremeniți în prăbușiri de poduri. Și citeam o știre acum de dimineață cum primarul general al Capitalei se dovedește a fi un foarte, foarte, foarte bun continuator al ideilor lui Ionel Arsene de la Piatra Neamț. De exemplu, Nicușor Dan anunță că a semnat un contract de finanțare nerambursabilă pentru implementarea proiectului Consolidarea Sistemului de Management Anticorupție derulat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA, conform celor spuse de domnia sa la Ager Press. Adică, va face 20 de ateliere de lucru pentru identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție. Va fi dat o campanie de conștientizare a fenomenului corupției în administrația publică locală, iar 175 de angajați din Primăria Capitalei și instituțiile subordonate vor fi instruiți în acest sens. Acum nu știu dacă instruiește ce înseamnă prevenirea corupției, transparenței eticii și integrității, sau ei se duc la cursurile astea ca să știe cum să se apere, să nu fie prinși atunci când... Oricum, se pare că modelul lui Ionel Arsene de la Consiliul Județean Neamț, când acolo se spunea așa, conducerea instituției și angajații sunt instruiți ca să nu ia mită, șpagă în românește, sau nu în românește, scuzați-mă, șpaga nu e de origine daco-romană, este un obicei încetățenit la noi. Deci, e bine, am deschis drumul pentru Capitală, deci Consiliul Județean Neamț a deschis drumul pentru Primăria Generală a Capitalei. Mă gândesc că zilele trecute, parcă ieri, am dat o știre că o funcționară dintr-o primărie, habar n-am, pe undeva prin Rădăuț, Pașcani, ceva pe genul ăsta, a fost preluată de DNA pentru că a cerut niște bănuți ca să asigure niște angajări. 2500 de euro, 3000, nu mai știu exact cât. Ideea este că știți ce post ocupa funcționara aceea în primărie? Ca să vă dați seama cât de proști sunt de câteodată cei care dau. Era registrator. Registrator. Adică primea documente și le înregistra. Asta e treaba. Acum, lăsând toate la o parte, să facem și o emisiune cu invitat, că de mult n-am mai făcut o emisiune cu invitat. Lumea a spus că e bine să mai vorbim și singur, dar deodată când vorbești singur, ajungi să te obișnuiești să vorbești singur și nu se știe niciodată ce scoți pe gură. Așa că astăzi avem invitat, cum îmi place mie să spun, 2 în 1, adică George Lazar, președintele PNL Neamț și în timpul programului de lucru, secretar de stat la Ministerul Energiei. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Bărescu! Vedeți că suntem foarte destinși astăzi la emisiune. Nu m-am obișnuit încă cu postura dumneavoastră de secretar de stat, așa că trebuie să încerc să vin mai serios. Dimineață colegii îmi spuneau, domne, nu vei în cămașă, cravată, costum, eventual papion. Eu am spus, domne, zic, încă nu m-am obișnuit, dar data viitoare promit să vin în costum și cravată. Înțeles. Acum nu știu dacă mai găsesc vreo cravată acasă, că eu aveam o emisiune care se chema Fără Cravată. Da, fac eu rost de una, împrumut sau împrumut de la Teatru Tineretului una, văd eu. Da. Domnul George Lazar, de mult nu v-am avut în emisiune, nu v-am avut în emisiune, ca să spunem așa. Și multe lucruri s-au întâmplat de atunci, unii au căzut, unele lucruri au căzut, altele nu. Cum a fost recepționată în guvernul României vestea că a căzut podul de la Luțca? Eu sunt foarte curios,
Ce v-au zis ăia de acolo? Că toată lumea știe că sunteți președintele PNL Neamț. N-a zis unul, băi, ce să... Băi, și nu le-a spus că eu stau aproape de Luțca, adică... La Roman la Luțca e undeva la 10 km aproximativ. Păi de asta zic, deci... 10-12 km. Da, ce să vă spun, eu în primul rând eram, când s-a întâmplat, efectiv în momentul în care s-a întâmplat, eram în Danemarca, dar am aflat imediat, chiar cred că și înaintea presei din Neamț, pentru că un prieten, ca să spun, așa, care era să treacă pe podul la Luțca, a ajuns la pod exact când s-a dărâmat podul. Norocos prieten, ca să zic. Da, la 2-3 minute după ce s-a dărâmat podul. Și... Să-mi face și mie cunoștință cu el, da. Că țin legătura cu el. Și m-a sunat și îmi zice, i-am răspuns și îmi zice, domnule, s-a dărâmat podul la Luțca. Eu am crezut sincer că e o glumă nereușită prima dată, o glumă proastă. Și a zis, bine mă, hai, pe altceva de asta mai să nu, domnule, s-a prăbușit și podul la Luțca. Zic, bă, nu te cred că s-a prăbușit podul la Luțca, n-are cum să prăbușească așa un pod. Și mi-a trimis o poză imediat pe WhatsApp cu necazul, cu dezastrul de acolo. Și atunci l-am crezut. Ce să vă spun, în medii din București sau în mediile din Guvernul României, sigur n-a fost resimțită foarte bine sau percepută foarte bine tragedia asta de la Luțca. Pentru că e o tragedie până la urmă, nenorocire, ceea ce s-a întâmplat la Luțca. Sigur, foarte mulți oameni și-au pus întrebarea, domnule, dar nu a fost renovat? Asta a fost prima întrebare. Domnule, de nu a fost renovat podul ăla? Domnule, ba da, acum câteva luni s-a alocat aproximativ, cred că 8 milioane de lei. Asta înseamnă aproximativ 1,6 milioane euro. Pentru renovarea podului la Luțca. Și toată lumea s-a rămas înmărmurită, împietrită, domnule, dar dacă de bea s-a renovat, cum să se dărâme? Păi s-a renovat pe principiu să dăm cu var, să dăm cu var, să dăm cu var. Nu, eu vă spun cum s-a renovat, pentru că între timp m-am documentat, adică știam foarte multe lucruri despre podul de la Luțca, pentru că fusesem prefect înainte. Eu mi-aduc aminte bine că sunt și câteva aspecte, adrese înaintate din ziua prefectului la momentul când eram prefect către alte instituții, dar despre care nu pot face vorbire, cu privire la anumite vulnerabilități ale podului de la Luțca, chiar în timp ce se construia, se executau lucrările acolo. Deci, fac o paranteză. Au existat asemenea atenționări pe care le-ați făcut? Da, despre care nu pot vorbi. Bine, am înțeles, nu, dar e important, da. Pentru că în spațiu public a apărut ideea că prefectul de atunci n-a făcut nimic apropo de podul de la Luțca. Bine, știți, omul simplu, acum bine, nu pot să intru în mintea lui omul statuie Iulian Bulai, care el trâmbițează povestea asta. Nu pot să îi răspund sau nu pot să discut cu omul statuie din Norvegia, îmi pare rău. Adică dacă discutăm cu oameni serioși, nu cu tot felul de scamatori sau clopi. Acolo au fost niște probleme din timpul construcției, din ce mi-aduc eu aminte. Mergând mai departe, acolo ce se întâmplă, domnul Bălănescu, și e important pentru toți telespectatorii să știe, de altfel presa și dumneavoastră ați și scris foarte multe detalii sau multe legate de podul la Luțca. 1. Acolo a fost o expertiză undeva în 2018, din câte mi-aduc aminte, da. Făcută de un expert de la Iași, care, soluția dată de expertul de la Iași în 2018, este dărâmare pod, construirea unui pod nou. Deci asta înseamnă că respectivul expert, cred că Varlam îi spune, dacă nu mă înșel eu. Imediat vă spun. Imediat vă spun că chiar acum am publicat un material. Coordonatorul echipei, doctor inginer Cristian Claudiu Comisu. A spus limpede că beneficiarul CJ Neamț nu a ținut cont de scenariile propuse și a comandat o nouă expertiză asumată de un fost profesor al său, un om în vârstă pe care nu vrea să-l expună. Păi din datele noastre, ar fi vorba de profesor doctor inginer Florin Nistor Varlam, absolvent al Facultății de Construcții din Iași în 1964. Da, e un tip foarte în vârstă, e un tip în etate. Bun. În 2018, prima soluție dată de expertul de atunci spune clar că podul trebuia dărâmat și construit altul nou. Revine CJ-ul și cere o nouă expertiză în 2020, în care în același raport de expertiză înțeleg că sunt două soluții antagonice care se contrazic, se bat cap în cap. Adică una dintre soluțiile date de același expertiză, același expert în 2020, spune că podul trebuie dărâmat și construit altul nou. A doua soluție dată de același expert în același raport de expertiză spune că se pot face lucrări pe partea de suprastructură la pod.
Pe partea de suprastructură, nu vorbim. Deci nu de partea de rezistență. Nu pe partea de rezistență jos. Vorbim de partea de suprastructură, covor de rulare. Covor asfaltic și banda de rulare. Îmi cer scuze. Nu uit, colegii de la, cred că Roman, nu știu, 24 sau da. Niște colegi de acolo, pe parcursul lucrărilor, au dat un mic reportaj, l-am văzut și eu, cu un inginer pe care îl chema Bulaie, Manuel Bulaie sau ceva de genul acesta. Și era pe pod. Și reporterul care nu e constructor, a întrebat, doi, ce faceți aici? Păi că lucrăm la, pregătim pentru stratul de beton. Da. Reporterul neștiindat, puneți beton pe pod, da. Așa. Ce da, trebuie să egalizăm, să facem. Și mă gândeam, zic, domne, nu mai sunt multe mistere. S-a pus beton peste beton. Da, nu s-a frezat, cred că, prima parte de beton din ce știu eu. Sau, și după aceea s-a venit cu un stanou de beton. Problema e că CJ-ul, ca din încărcătură. Da. Problema a supraîncărcat. Problema e că CJ-ul, am beneficiarul de altfel, când a comandat o a doua expertiză și avea două soluții, care una dintre ele era aceeași, era identică cu soluția dată în 2018, trebuia să facă un calcul foarte riguros, să aibă prin specialiștii din CJ de acolo, că CJ-ul e plin de oameni, colcăie de oameni, sute de angajați. Mă gândesc că o parte dintre ei or fi și specialiști. Mă gândesc că Doru Conache o fi cât de cât, dacă tot are experiență de... La câți ani este 15-20 de ani de când e director acolo, ar trebui să aibă minim de experiență. Sau se pare că nu are în cazul de față, pentru că unul dintre presupușii vinovați din punctul meu de vedere este Doru Conache. E unul dintre principalii vinovați de acolo. Bun. Eu aș zice să delimităm două lucruri. Unu, prăbușirea podului, vinovații pentru prăbușirea podului. Da. Și mai este un lucru, după părerea mea, care trebuie rezolvat acum. Acum, nu, deci nu vorbe, fapte. Deci nu vorbe, am fapte. Vă place mult. Da, păi tocmai am scris un editorial care apare la ora 9 pe site. Fapte, nu vorbe. Da, vă place mult această așa, muzică. Deci, cine a dat drumul să se circule pe pod? Asta vreau să explic. În două minute închei pretoria, ca să spun așa. Luându-se soluția tehnică cea mai proastă, adică aia de intervenții pe suprastructură, în mod clar, CJ Neamț nu a ținut cont de cele două soluții date de cele două experiențe, adică aceea de a construi un pod nou și care statuau clar că podul vechi nu mai poate sta în picioare. Deci s-a ales deodată soluția mai proastă din punct de vedere calitativ. 2. Nu știu expertul, după care proiectantul chiar e din Piatra Neamț, de la dumneavoastră de aici, un proiectant de casă, de altfel, al CJ-ului și unor firme abonate la banii Consiliului Județean. Nu știu dacă acel proiectant a făcut un proiect corect, bun, sau a făcut un proiect așa, de a... Hai să fie. Pentru că constructorul, acolo e interesant de văzut, o să stabilească organele de anchetă, în urmă, probabil, dacă a respectat sau nu. Dacă constructorul, care este firmă de casă a PSD-ului, firmă fostului deputat PSD, adică și a fostului vicepreședinte, fost subprefect PSD de Neamț, da? Adică de 20 de ani face politică, 30 de ani face politică PSD. Firma care executa lucrările acolo a respectat sau nu proiectul? Dacă a respectat cap-coadă proiectul, s-ar putea să ne trezim cu surpriza că nu are vinovăție firma. Pentru că a respectat un proiect, un scenariu. Bun. Dacă nu a respectat, înseamnă că răspunde și firma. Problema e, și ajungem acum încoace, fără să ai... acolo încă, din timpul executării lucrărilor, la un moment dat ISC Neamț, la una dintre fazele de pe lucrare, a suspendat execuția lucrărilor timp de o lună jumate. Și a fost amendat. Asta este un lucru care nu este cunoscut de opinia publică. Da, vă spun eu. Deci ISC Neamț, în timpul executării lucrărilor, a amendat beneficiarul pe CJ Neamț și a stopat lucrările timp de o lună jumate, pentru că proiectantul nu depusese abreviarul tehnic, ceea ce era extrem de important. După ce s-a depus, s-a dat reînceperea lucrărilor. Ajungând în 13 noiembrie 2021, când s-a dat drumul la circulație, beneficiarul CJ Neamț s-a grăbit să dea drumul la circulație. A făcut, nu a, de fapt nu a făcut
recepția lucrărilor, ci s-a dus acolo beneficiarul cadrei din CJ Neamț, împreună cu președintele Ionel Arsene, plus constructor, au făcut o simulare de încărcătură. Și un banner. Și un banner. Au făcut o simulare și o dronă, ca să filmeze, să fie frumos, să nu fie urât. Au făcut o simulare de supraîncărcare pe pod, de încărcare pe pod, să vadă că podul rezistă, cu acel convoi, prins în pozele de pe Facebook, care le-am văzut cu toții pe pagina domnului președinte Arsene, dar care înțeleg că nu respectă nicio normă din punct de vedere metodologic, din punct de vedere tehnic. Asta spun cei de la ISC. Că, domnule, acel convoi nu a respectat distanță, nu a respectat greutate, nu așa se face încărcătura cu convoi pe un pod pe care vrei să îl redeschizi circulației. Mergând mai departe, fără să ai recepție finală, unde să-ți vină și ISC-ul să-ți poată da un verdict dacă podul a stă în picioare, dacă lucrările sunt executate corect, conform proiectului, dacă proiectul stă în picioare, dacă să se facă acel convoi cu respectarea normelor tehnice, tu îți asumi pe repede înainte ce geneam și asta e o greșeală flagrantă, că dai drumul la traficul rutier acolo. Ceea ce a dus, din nefericire, la ceea ce am văzut acum câteva zile, că acel pod s-a prăbușit. Problema mai gravă e, domnule, dacă pe acel pod, din fericire, nu au fost victime. Era un autobuz care venea. Dar în spate, la câteva sute de metri, poate un kilometru, era un microbus. Era un microbus, da. Un microbus școlar. Da, un microbus școlar. Adică ferească Dumnezeu și Maica Domnului, pe acel pod să fi avut un microbus cu 16, 17, 20 de copii, care să fi căzut când s-a prăbușit podul, vă dați seama, atunci era tragedie, tragedie. Oricum este o tragedie ce s-a întâmplat. Eu vă spun... Atunci era o încărcătură mult, mult, mult mai gravă. Adică cine a făcut, cine a greșit în tot circuitul ăsta, proiectanți, avizatori, eu știu, alți specialiști, CJ, constructori după caz, merită acești oameni la un loc să se ducă de mânuță în pușcărie. Asta deci, merită. Eu vă spun așa. Pentru că e de o gravitate rar întâlnită. Absolut. Eu am scris ceva de genul ăsta și am spus așa. Cel care a permis circulația pe pod, nu știu cine. Deci nu, beneficiarul. Nu beneficiarul, constructorul fără acordul beneficiarului. Așa, beneficiarul. Sau despre care știa că este pospăit de un constructor doar pentru a încasa niște bani, trebuie scos din zona de circulație publică. Scos din funcția pe care o ocupă oricare ar fi aceasta. Apoi izolat într-o cușcă confortabilă, instalată sub un pod, garantat de politurcii experți de la județ sau experții de casă, la alegere. Tupilaț, Girov, Preluca, pus să bea apă curentă de la conducta APASERF, fără suplimente în momentul în care rețeaua pică, și hrănit cu porții de la Spitalul Județean de Urgență sau de la cine știe ce centru al de gheață. Foarte bună rețeaua. Și aș mai adăuga, în săptămâna de școală altfel, copiii să treacă, să facă vizite pe acolo, ca să li se explice ce înseamnă să fii om politic responsabil. Adică să stai sub un pod, gata să cadă. Aici mai e o chestie, pentru că am văzut foarte multă lume s-a agitat în mediul online, în social media, de altfel oameni care fac politică s-au manifestat în acest sens, cerând demisii ale domnului Arsene, ale altora. V-au cerut și dumneavoastră demisia. Nu, tot domnul Bulai, da. Omul statuie s-a reactivat. Domnul Demisia, am văzut. Domnul statuie nu mai are partid, acum nu știu de la ce tribună vorbește. În fine, nu... Încă e parlamentar, adică, vă rog frumos, este parlamentar, este un ales să respectăm voința algoritmilor de alegere. Întotdeauna răspund cu drag oricărei contradicții, oricărei divergențe de opinii care pot avea cu orice coleg sau cu orice om care face politică din alt partid, atunci când ai cu cine discuta, ai un interlocutor serios. Așa cu unul care era la cerșit în Londra, prefăcându-se că e un statuie, n-am ce să discut. Dar nu, mai mulți au cerut demisii și aici vreau să punctez. În primul rând, unul, trebuie să ceri demisia în legătură cu funcția pentru care ești responsabil. Am văzut multă lume s-a dus într-o zonă în care, domnule, domnul Arsene trebuie să demisioneze la PSD. S-a autosuspendat. S-a autosuspendat, ok, dar ce treabă avem noi cu PSD-ul? Că nu înțeleg eu aici. Ei, nu, i-a cerut șeful lui de partid că are, aduce prejudicii de imagine, partidului. Dar e corect până unde, într-un punct. Eu, din punctul meu de vedere, dacă cei care vroiau într-adevăr să ceară demisii, trebuiau să se orienteze spre zona de
funcției din prisma căreia s-a produs acest incident, această tragedie. Păi, domnul Arsenin, în calitate de președinte PSD, a renovat podul ăla. În calitate de președinte PSD, a redeschis circulația pe podul ăla. Nu, în calitate de președinte al CJ. Eu aici vă contrazic. În calitate de președinte al CJ. Eu aici vă contrazic. Și de ce vă contrazic? Vă rog. Funcția de președinte al CJ Neamț este, de fapt, funcția care îi permite șefului partidului să conducă tot. Să conducă tot. Și partid, și CJ, și alte lucruri. Și atunci, probabil că cei de la PSD au zis așa, băi, i-am cerut să fac un pas înapoi când a fost condamnat, 8 ani și 4 luni. Nu l-a făcut. Păi era problema. Nu l-a făcut. Și atunci zice, băi, hai poate îl convingem acum. Dacă se retrage din partid, pe urmă poate ne gândim noi PSD-ul, care suntem un partid foarte atent la orice chestie de integritate și așa, să-i retragem și sprijinul politic, că nu-l putem obliga să-și dea demisia. Îi retragem sprijinul politic și atunci consilierii noștri, dacă or fi consilierii PSD-ului, nu ai domnului Arsene, consilierii noștri vor face politica de grup a partidului, nu a celui pe căruia i-am retras sprijinul politic. Cert este, domnul Bălnescu. Sper că am fost clar. Eu am înțeles foarte bine. Cert este în felul următor. Eu repet și îmi susțin teoria. Nu din funcția de președinte de partid a făcut greșeli în lanț de a dus la prăbușirea podului, ci din funcția de președinte de CJ. Acolo trebuie umblat. La funcția de președinte a CJ. 2. N-ai cum să umbli acolo. Corect, dar de onoare că, sau de moralitate. Scuzați-mă, legea e proastă. De moralitate, de acolo trebuie cerută demisia. Ca și moralitate mă refer. Nu ca și grad de vinovăție, că grad de vinovăție nu-s procuror, nici judecător, nici dumneavoastră. Suntem opinie publică, suntem oameni care putem avea păreri, corect, dar vinovății în dosarul ăsta vor stabili instanțele de judecată, respectiv parchetul într-o primă fază și instanțele de judecată ulterior. Indiferent cum am vrea noi să judecăm, că acum suntem la o discuție liberă și ne permitem. Nu poți să spui constructorul nu este vinovat. Este vinovat și chiar dacă a respectat proiectul, numai pentru că a acceptat să dea drumul la circulație acolo, la ordinul beneficiarului, da? În condițiile în care nu avea procese verbale. Colegul Viorel Cosma, de atunci, din ziua respectivă, a spus: dom'le, nu are rost să discutăm, avem proces verbal sau nu avem proces verbal. Cercetați în mai multe locuri și o să vedeți că e o practică unitară. Dar noi știm asta, am tot spus. ACJ Neamț, care termină obiective de investiții și le lasă la 99% cu plată făcută integral sau la 99% făcută plată din valoarea integrală și care nu încheie proces verbal de recepție a lucrărilor pentru a evita recepția finală. Axialul e recepționat? Se pare că da. Acum doar încoace, repede. Se pare că da. Acum. Da, știți că în prima iarnă în care s-a dormit pe axial n-a fost recepționat. Vedeți? Eu recomand... Nu știu dacă v-ați aminte. Da, știu, că după aia a zis că nu se mai circulă, că a fost un accident și nu știu ce și chestii. Nu, păi au vrut să lase circulația, am oprit, nu e circulația, adică eu în calitate de prefect atunci am oprit circulația, pentru că erau condiții de iarnă și nimeni nu și-a asumat dezăpezirea. Beneficiarul nu și-a asumat dezăpezirea pentru că zicea drumul nu la mine. N-am semnat. Era constructor, am chemat constructorul. Era vorba de Alin, care omul pe cinstite și pe corect a zis: dom'le, eu nu pot să-mi asum o dezăpezire pe banii mei, pentru că nu am un contract cu CJ Neamț să dezăpezesc. Că eu încă am șantier acolo. Că eu încă n-am recepționat final, acolo nu mi-a recepționat final lucrarea, deci nu pot să dezăpezesc eu, că n-am contract pe așa ceva să dezăpezesc. Și în momentul ăla am luat decizia, dom'le, blocăm. Închidem drumul pentru circulație, că, Doamne ferește, ne trezim cu nenorociri sau cu accidente foarte grave acolo. Dar asta e o tactică, e o procedură a CJ Neamț în decursul timpului să recepționeze foarte, foarte târziu lucrările, dar între timp obiectivele să fie date destinației inițiale. Adică fie că vorbim de drumul să poată să ruleze pe ele, fie că vorbim de podul cum e cazul să ruleze pe ele. Eu recomand tuturor care vor să citească materialul care a apărut acum de jumătate de oră, Lanțul greu al complicităților, cazul Usca, în care colegul pe care l-am aminteam înainte, ne dă, hai să nu mai frecăm, hai să vedem. Și ăia sunt vinovați, și ăia sunt vinovați, și ăia sunt vinovați.
și ăia. Adică, haideți să o luăm așa, ești polițistul de secție rurală de acolo. Da. Știi că ai primit o notificare că nu se circulă pe drumul ăla. Da? Când a început circulația și tu nu ai nicio altă chestie, pui mâna pe telefon și spui, șeful, ăla al lui, de la ordine public sau cum e, șeful, știți, să circule, e ok, e așa. Consiliul Județean, domnul Conachi, care e cu infrastructura, cu siguranța rutieră, compartiment acolo, băi, nea Ionel, sau tovarășul, domnul Ionel, sau camaradă, sau nu știu cum, șeful, noi când dăm drumul la circulație, trebuie să facem niște hârtii. Matalele, eu le propun, sau eu le fac, le întocmesc, sau o fată de la mine le întocmește și eu le dau, și matale, sau domnul administrator brașoveanu, să trăiți, semnează acolo. Pentru că, uite, domne, avem un proces verbal de recepție la finalul lucrurilor. Proces de verbal de recepție la part, cum s-o chema el. Iar îmi dă mesaj Viorel să-mi spună exact cum se cheamă. Așa? Avem astea. Hai să facem. Deci, despre ce vorbim noi aici? Trebuiau să moară niște oameni ca cineva să vină rapid să spună așa, ce e asta? Este o chestie de extracție. Ia hai să extragem niște personaje. Acum vă mai spun o chestie. În spatele unui președinte de CJ, a unui primar, ce vezi dumneavoastră, că lucrul ăsta care există un aparat tehnic. S-a întâmplat în Neamț, din nefericire, se poate întâmpla și pentru o primărie, se poate întâmpla în alt județ, la alt președinte de Consiliul Județean, la alt CJ. Dar structura pe care, pentru că președintele CJ poate să fie oricine, poate absolut să fie și un doctor veterinar, nu poți și un agricultor, spui că... și un avocat, și un economist, care nu au legătură cu partea asta de inginerie tehnică. Asta. E, în spate, tocmai de aia e un aparat întreg de specialitate, tehnic, în cadrul instituției respective, de, în cazul de față CJ, care oamenii de acolo trebuie să spună cu subiect și predicat. Trebuie făcut asta, asta și cu asta. Trebuie să ai aviz, trebuie să ai expertiză, trebuie să faci lucrarea, să ai dirigenție de șantier, să închei fazele de lucrări pe, cu controlul ISC și să faci proces verbal de recepție finală și după aceea să dai drumul la trafic. Ei, în cazul de față, se pare că partea funcționarilor din cadrul Consiliului Județean Neamț, care sunt de specialitate pe zona asta, infrastructură rutieră, drumuri, poduri, nu și-au făcut treaba. Sau și-au făcut-o cu foarte multe lacune, adică și-au făcut-o prost, nu și-au făcut-o bine. Și-au permis beneficiarului final, adică președintelui Consiliului Județean Neamț, Ion Arsenie, să zică, domnule, gata, deschide drumul. Da. Păi acolo, dacă funcționarul ăla era un om hotărât, un om profesionist, un om corect, un legist, spunea, domnul președinte, nu se poate, domnule, nu dau drumul la circulație, cum vrei, matale, în cazul în care vrea Morțiș Arsene, pentru că nu se poate, nu e legal, nu e corect, nu e tehnic, nu e pe aici procedură. Este marea și eu nu semnez pe așa ceva, că nu vreau să mă duc cu subsemnatul la DNA, după caz, sau la alte parchete. Dar și funcționarii de acolo se compromit într-un marasm de genul ăsta și refuză să-și facă treaba, sau poate unii dintre ei nu au știință să-și facă treaba. Sau unii dintre ei, cum e cazul Doru Conachi, lasă că merge și așa, că el se știe cu el de la ISC nu știu care, se mai știe cu nu știu care, că a vorbit de el cu nu știu care și le așează. Bă, vorbește, îi mai trage pe oameni pentru o baie să le mai spună pe la ureche una alta, bai mai cheamă prin parcări, bai mai interceptează pe undeva prin spatele CJ-ului și le mai explică el la unii alții, lasă-mă că merge așa. Că asta se perpetuează de ani de zile în legătură cu acest individ numit Conachi. Ăsta este unul dintre hibele majore ale Consiliului Județean Neamț. Deci, eu ce să vă spun apropo de lucrul acesta? E clar că s-a încetățenit în instituții publice o modalitate de lucru, mai ales în județele în care există lideri autoritari. Să facem legea după ce spune șeful, mare prostie, nu ce șeful să facă după ce spune legea. Mare prostie. Și atunci, dacă de ani de zile lucrurile au fost așa, la un moment dat asta a devenit regulă. S-a încetățenit. Deci a devenit regulă. Și sunt N cazuri, N la puterea nu știu cât, că tot s-a terminat ieri examenul de capacitate la ordine. A se termină. Cu matematica, ieri a fost matematica. Ieri a fost matematica, a se termină, că azi dau cei minoritățile în limba maternă. Bine, mă rog. Eu în mod normal aș fi început cu minoritățile ca să respectăm
politica nouă europeană. Dar, mă rog, nu e, chiar e o discriminare să dai examenul cu minorități ultimul. Dar să revenim la... E mult de discutat cu asta. Să revenim. Deci, nu. Aici cred că ar trebui făcut ceva, inclusiv la nivel legislativ. Adică, răspunderea funcționarului, bine, s-a încercat ceva, răspunderea funcționarului care comite fapta de a fi de acord cu șeful când legea nu spune așa. Eu, din punctul meu de vedere, dacă vreți pe subiectul ăsta, ca și experiență profesională, eu zic că vor răspunde, nu știu dacă se va ajunge la președintele Consiliului Județean, mare atenție la ce vă spun. În tot lanțul ăsta, nu știu dacă se va ajunge la el, la decidentul final. El are o singură... Să răspundă din punct de vedere, vorbesc penal, penal, nu da. Moral. Da. De moralitate, e clar, trebuie să răspundă toți, iar președintele Consiliului Județean, din punct de vedere moral, este unul dintre principalii vinovați. Dar, din punct de vedere penal, eu spun că acei funcționari care nu au respectat-o ce înseamnă procedură, ăia vor răspunde penal, ăia nu vor dormi bine acasă, ăia își vor angaja avocat și ăia vor fi... vor merge pe la parchete și pe la instanțe să dea declarații și să se apere. Aceia. Nu cel care a cerut, nu cel care a comandat, ci aceia care au semnat sau nu au semnat sau și-au făcut defectuos treaba sau nu și-au făcut treaba în legătură cu atribuții de servicii. Ăia vor răspunde. Și asta să fie o lecție foarte bună, ar trebui să fie o lecție foarte bună pentru viitor, pentru a se înțelege foarte bine în toate ce înseamnă structuri ale primărilor sau Consiliului Județean, că funcționarul trebuie să facă treaba așa cum îi cere legea, cum îi cere statutul pe care l-are acolo, nu cum îi cere un decident politic vremelnic care ocupă o funcție, pentru că acel om nu este de specialitate. Da. Uite, nu, dar am spus eu, deci procesul ăla verbal despre care spuneam este proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Da. Recepția finală e mai târziu și atunci se eliberează garanția de bună execuție. Păi nu, aici vorbim de două procese verbale de recepție, corect. Nu vorbim de cel care se eliberează garanția, care e ulterior celui care se încheie la terminarea lucrărilor. Corect. Exact. Așa este. Da, da. Că nu s-a încheiat niciunul în cazul de față. Păi, nu s-a încheiat niciunul. Al doilea n-avea cum. Dar... Al doilea n-avea cum, dar nu s-a încheiat primul. Deci nu s-a încheiat niciunul. Aici este marea problemă. Că dacă se încheia un proces verbal, aveam și responsabili clari. Inspectoratul de stat în construcții, care dacă și-ar da semnătura că podul ăla stă în picioare și e ok, podul ăla cădea, răspundeau și solidar cu ceilalți. Exact. Și de asta am spus, prima dată ar trebui extrași cei care au fost de acord să circule lumea pe pod. Ar trebui ca, am înțeles că dosarul a fost deschis la parchetul, cred că parchetul roman. Și DNA-ul s-a sesizat în REM. Înțeleg că dosarul a fost preluat de Centrul de Presă, Direcția Națională Anticorupție. Aici, pe astfel de speță, pe astfel de fapt, ar trebui ca organele de cercetare penală să-și facă cu celeritate treaba, adică se miște foarte repede. Pentru a închide subiectul ăsta. Știți că noi mai avem un subiect în județul Neamț, sunt anul ăsta facem 2 ani. E un an jumate de la Spitalul Județean Neamț. Bine, un dosar de mare amploare. S-au luat acte din anii 70 încoace, au fost audiați. De acord cu dumneavoastră. Sau nouă manageri. Și aici, și aici, domnul avocat de data asta. Adică e o cercetare penală în cazul Spitalului Județean extrem de laborioasă. Și aici este o problemă. Mare. Cu cât faci o cercetare laborioasă mare, că eu înțeleg, domne, facem cercetare la spital că nu s-a făcut niciodată o treabă serioasă acolo, o să vadă. Dar, domne, noi avem un caz, a ars secția și asta. Nu cred că incendiul de la secția ATI și tragedia de acolo are legătură cu... achiziția din 2012 de la, nu știu, ce vreți dumneavoastră. N-ai nicio legătură. Și atunci, păi, hai să nu ajungem la sistem, la situația colectiv. Să nu ajungem poate, la... Poate avem legătură, pentru că dacă managementul pe secția de ATI a fost, domnule, ce avem? Trebuie să punem, nu știu, dau un exemplu, prize. Trebuie să tragem cabluri pe acolo, trebuie să tragem tot ce înseamnă partea de oxigen. Bun. Ce trebuia să punem? Păi trebuia să punem priză, nu știu, Schneider, dau un exemplu. Domnule, stai că în loc să punem priză la 30 de lei Schneider cu împământare care era bună, noi am pus una chinezească la 3 lei, fără împământare. Bă, atunci e o problemă, adică achizițiile care s-au dus în direcția aia, dacă ele au fost
măsluite, dacă au fost greșit făcute, dacă nu s-au respectat normele tehnice, s-ar putea ca această problemă să vină din trecut și să se fi perpetuat până la momentul în care s-a produs tragedia. În 2020, mai exact. Ce se întâmplă? Trebuie să nu uităm contextul în care s-a produs incendiul la ATI. Eu știu tot, foarte bine contextul. Să nu uităm contextul. Contextul era acea pandemie, aglomerație, mutarea secției de la 4 la 3. Dintr-o parte în alta. Lucrurile, cred că dacă cei, nu sunt eu, domnul procuror, cum îl cheamă, sau echipa lui de specialiști, dar mi se pare că nu este normal să venim, să spunem așa, domne, noi facem un dosar complex, 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 faceți-l. Da. Hai să vedem aici. Să terminăm odată cu asta, că ne facem de râsul lumii, cum ne-am făcut și cu piața arsă, de râsul lumii, că odată o să mă apuc, chiar o să, uite, e o idee bună, să mai rememorăm odată ce a fost la piață, ce a fost cu asigurarea, cum s-a dat, cine s-a făcut, ce ședință s-a făcut înainte de incendiu, cine a spus, s-au mutat toate actele la piață, să mutaseră, adică, să rezolvăm problema asta, că altfel stăm cu fundul într-o anchetă imensă care va trena mult timp. Păi asta e problema. Mortul e în groapă jos, familia asta suferă în continuare, iar vinovații... Eu n-am probleme cu anchetele largi, respirație largă. Dom'le, hai să rezolvăm. Păi dacă eu mă duc la podul de la Luțca și acum fac anchetă, cum s-au făcut achizițiile din 2000 la Consiliul Județean, vă garantez că va fi o anchetă foarte mare. Tone de materiale, copiate, duse, originale, etc. Audieri, cu tare. Dar vom afla răspunsul peste 8 ani. Nu, în cazul și la spitalului, dar și la Luzca, unde sunt tragedii, de genul ăsta anchetat trebuie să meargă foarte repede, pentru că sunt oameni care suferă, sunt oameni care, în cazul spitalului, sunt foarte mulți oameni care au murit, sunt familii îndurerate, sunt familii care așteaptă răspunsuri și așteaptă ca vinovatul sau vinovații, după caz, să vadă că sunt trași la răspundere, că se face dreptate din punct de vedere al legii. Eu dacă aș fi directorul spitalului, managerul spitalului sau, mă rog, Consiliul Județean care conduce spitalul și dacă aș avea toate organele la purtător, așa, eu aș deschide o acțiune împotriva procuraturii pentru faptul că... Asta e ce? E obligația de a cerceta, închide dosarul? Nu! Obligația de a ridica sigiliile de pe sălile alea care sunt și acum, cel puțin una, dacă nu mă înțeleg, sunt sigilate. Uite, nu mai știu. Și deci, la un moment dat am cerut și noi ca prefectură. Eu să fiu managerul spitalului sau președintele Consiliului Județean, dacă aș avea organele acasă, și aș zice, băi, stați un pic, sunt 2 ani de zile. Ce expertize mai vreți să faceți aici? Până unde faceți expertizele astea? Acum ce vreți? Să expertizați praful? Aerul? Ce expertiză nouă se mai poate face acolo? Doar dacă vin băieții de la CIA sau vin ăștia, aducem actorii din NCIS sau nu știu care. Medicul legist poate, na. Adică e de acum de râsul popoarelor. Ce ținem sigiliile alea acolo? Bun, trecând acum și ajungând sau revenind la pod, partea cu vinovăția, ca să zic așa, va urma să fie stabilită de, în urma unei anchete și după aia de către instanțele judecată. Ce se întâmplă acum? Pentru că filozofia mea și a colegilor nu e neapărat doar în zona, ne calăm într-o singură zonă, domnule, să căutăm vinovați, domnule, hai să ne înjurăm la televizor și să arătăm cu degetul, să aruncăm cu noroi. Trebuie să vii și cu partea constructivă, adică cu rezolvarea situației actuale. În rezolvarea situației actuale avem în felul următor. Suntem într-o fază în care armata, prin dispoziția premierului Nicolae Ciucă, va executa lucrări din punct de vedere tehnic și logistic de amenajarea unui nou pod,
nu vorbim de pod de pontoane, ci vorbim de un pod pe piloni, un pod care să fie adresat circulației rutiere. Stați că nu înțeleg. Deci vine armata și ne face pod? Armata face podul, da. Pentru că trebuie rezolvată cumva problema. Până dar este un, pod, este un pod definitiv sau un pod... Nu. Păi asta explicăm. E un pod provizoriu care va fi construit de armată. Ca să poți să ai care de rulare acolo, să ai un pod pe care să mergi. Nu e bun. Nu, eu mă gândesc. Nu, eu mă gândesc. E ok că se face un pod păi de armată. Oamenii, trebuie să aibă pod să meargă, să nu meargă pe la gâdin sau colească. Eu aș zice așa, acum să-mi fie cu iertare. Bă, podul ăla și armata dacă îl face, cui face factura? Asta nu știu să vă spun. Păi nu că eu... Eu înțeleg, vine armata și face. Așa să vă spun cui facturează. Deci, din perspectiva la ceea ce cunosc eu, înțeleg că CJ-ul spune, domnule, nu am de unde să plătesc la acest moment, înțeleg că se va găsi o resursă guvernamentală. Bă, încă o dată, podul nou... Nu vorbim de podul nou. A, podul aspecte. Ăsta. Aha. Nu, vorbim de un pod care va fi executat de către armată da. Într-un termen scurt de timp, ca circulația să se poată desfășura tot pe în aceeași zonă. Păi eu propun așa. Mergând mai departe, urmează ca... Pentru că altă variantă nu ai decât un pod făcut de armată. Altă variantă nu avem, domnul Bărănescu. Cum să nu? Care e a doua? Păi deci armata să pună la dispoziție planul, proiectul, domnule, ca să ai necesarul să ai de materiale și constructorul... Care e constructorul, Bărănescu? Păi nu știu, constructorul care am înțeles că este încă în activ, nu are niciun fel de problemă, să facă dar consul. Domnul Bălănescu, ca să faci un pod nou acolo durează garanta 2 ani de zile. Un an jumate durează garanta să faci un pod nou de beton. Păi un pod nou de beton îl faci de acum încolo într-un an, din prefabricate, jumate. Cum îl face și armata, nu? Din prefabricate, nu, bine? Nu face din prefabricate, nu cred că armata îl face din prefabricate. Armata îl poate face într-o lună. Un pod nou acolo ca să-l construiești pe beton, îl faci într-un an jumate, cel mai repede, nu bănesc. Am înțeles. Păi și un anul ăla jumate ce faci? Până unde circulă oamenii aia? O circulă toți prin grădinți? Începe școala în septembrie. Eu sunt sute mii de oameni care fac naveta spre Roman de acolo. Drumul ăla de la grădinți e un drum foarte mic. Deci, eu nu sunt împotriva podului. Păi nu, da, pe mine mă interesează... Eu mă refer la soluție. Am înțeles. Soluția de primă urgență. Ca să poți să ai trafic rutier acolo, să nu ocolești 18 km prin Gâdinți, unde sunt foarte multe accidente, drumul ăla e un drum cu foarte multe curbe, un drum nesemaforizat, un drum pe care putem discuta și despre asta, un drum care siguranța rutieră nu este de calitate acolo și sunt aproape accidente. O dată la 2-3 zile există un accident, o dată pe săptămână un accident grav acolo. Singura variantă de urgență, de primă urgență ca să se întâmple lucrurile imediat este construirea unui pod de către armată. Armata este singura care are capacitatea din punct de vedere logistic și tehnic să facă un pod acolo. Și când se apucă? Păi s-au apucat deja. Sunt la măsurători acolo. Da, sunt în tot ceea ce înseamnă partea logistică și tehnică. După care am discutat cu premierul României la București săptămâna aceasta. Urmează ca și Comitetul Județean de Situații de Urgență Neamț, pentru că așa e legea. E situație așa de urgență, e România. Da, așa este, da. Să facă toate demersurile imediate, necesare, pentru a avea expertiză, pentru a avea proiectare, adică să știm un standard de cost pentru un pod nou, ce se propune, ca el să poată fi... Acele documente se înglobează în totalitate, se face un Comitet Județean de Situații de Urgență, se face un proiect de hotărâre de guvern și se trimite Guvernului României. De acolo am discutat cu domnul premier săptămâna aceasta și avem promisiunea că domnul prim-ministru Nicolae Ciucă și Guvernul României vor susține alocarea din fondul de urgență a sumelor necesare pentru a bugeta construirea unui nou pod peste Siret în zona Luțca. Asta se întâmplă probabil de acum încolo, clar în cursul anului curent, după ce prefectura CJSU își fac actele, își fac treaba, trimit proiectul de HG la guvern, prim-premierul României ne-a promis că la Luțca vom avea un pod nou asigurat din fonduri guvernamentale. Și de acolo se va începe construcția unui pod nou, pod de beton, sau care va fi soluția tehnică unui pod nou trainic.
Da. Dar asta înseamnă ceva timp până se ajunge acolo. Plus, după deci care să dăm înseamnă... drumul practic la pod prin făcut de armată. Exact, și după aceea să construim un pod nou. Ok. Acum, în timp ce vorbeați dumneavoastră, mă gândeam că, uite, am găsit o soluție să mai scădem cheltuielile la guvern. Deci, domnul Dâncu ar putea să aibă un subministru sau nu subsecretar de, nu secretar de stat, un ministru adjunct. Așa, pe da. Ministrul transporturilor, pe domnul Grindeanu. Păi dacă armata poate să facă poduri parțiale într-o lună, din asta pe care putem circula provizorii, da. Așa, păi ar fi o soluție. Deci, armata poate să facă, pentru că... Păi nu, deci ar fi o soluție. Domnul Dâncu oricum își dorește mai mult și ce-ar fi să aibă două ministere? Că el este un om cu o viziune foarte largă, filozofică, sociologică. El nu mai potrivit să conducă și Ministerul Apărării și Ministerul Transporturilor. Da, închidem subiectul, că e o poziție inconfortabilă, vă întâlniți cu ei acolo nu și... Nu mă duc cu domnul Dâncu, și... dar nici nu comentez pe marginea subiectului, că nu-i treaba mea. Cum nu e treaba mea să intru în... nu știu, în boșul altui partid, să spun eu ce se întâmplă la partid. Cum am văzut că face domnul Bula, el își dă cu părerea ce se întâmplă fie în PNL, fie în PSD. Față de boșul lui la el, la partidul la care se desfințează, nu știu dacă mai există. Există, să încă, vedeți. Încă există și se vor transforma. În ce? Se vor transforma, vom vedea noi în ce. A. Deci, n-ați văzut și domnul Cioloș se transformă și... Domnul Cioloș a plecat. Domnul Cioloș măcar a fost corect, a anunțat că își face un alt partid numit Reper și a luat parlamentarii de acolo, încă o să mai ia, continuă să ia și a parlamentarii și a europarlamentarii și face partid nou. Aia e alt discurs. Omul așa a asumat... Scrie, Reper, Reper. Adică e chiar frumos așa, sună bine. Bun. Haide să lăsăm podul, să lăsăm ATI-ul. Ne-a lăsat el. Podul ne-a lăsat el, deci nu mai e cazul. Haideți să vedem un pic ce se întâmplă prin neamț altfel. Ce se mai întâmplă în partidul dumneavoastră? Ce se mai mișcă, ce nu se mișcă? Ce se face, ce nu se face? Sau ce strategie aveți? Aveți un nou șef la PSD? Nu mai aveți șeful vechi? Nu, aici domnul Bărăscu... Ați făcut o strategie, bănuiesc. Eu v-am înțeles subtilitatea și mulțumesc, dar e același șef la PSD, adică nu mă... Păi ieri a fost o ședință la Consiliul Județean. Nu ne îmbătăm cu apă rece, acum să cred eu că domnul Harpa, primar de Târgu Neamț, e șef la PSD. Nu, el e obedient în continuare, e omul Ionel Arsene. Ionel Arsene conduce PSD Neamț, hai să nu ne credem acum că domnul Harpa... Eu sunt convins că acolo este o echipă, are un cuvânt greu de spus. Și doamna Oana Bulai, și domnul Ciprian Șerban, asta, și domnul Munteanu, și domnul Cuc, mai ales domnul Cuc. Deci o echipă, nu... Eu bănuiesc că au fiecare cuvântul lor de spus că sunt parlamentar, dar PSD Neamț în continuare este condus de domnul Ionel Arsene, nu-i condus de Dan Harpa. Hai, ce naiba. Dan Harpa nu o spun niciodată PSD, o să fim serioși. Cât trăiește Ionel Arsene, nu conduce niciodată Dan Harpa. Ești cere voie de la Ionel Arsene și dacă îți duce la baie, ce naiba. Cei care sunt din zona Târgu Neamț știu foarte bine. Hai, discutăm acum că Ionel Dan Harpa conduce. N-a condus niciodată, nici primăria nu o conduce. Spune Ionel Arsene ce să facă și la primărie. Aici mai am îndoiel totuși. E, mai conduce câteodată când pleacă domnul Arsene în concediu mai mult. Da, haideți să vedem ce se întâmplă în PNL. Cum e treaba? Nu se întâmplă nimic în PNL. Mergem înainte, o să ne pregătim strategia și organizarea pentru 2024 când vom avea alegeri. Pentru că intenția Partidului Național Liberal la Neamț este să câștigăm ceea ce înseamnă alegeri locale și parlamentare și sigur alegerile prezidențiale sau toate rundele de alegeri care le avem în 2024. Pentru asta e nevoie de coerență, e nevoie de o echipă unită, echipă care, zic eu, la momentul ăsta, echipa PNL Neamț arată bine, pentru că dacă au fost la un moment dat, eu știu, discuții sau unii sau alții s-au gândit că, domnule, poate e o ruptură, poate sunt disensiuni între domnul Lazar, domnul Leureanu sau alți colegi. Aceste disensiuni nu există și domnul Leureanu și domnul Lazar. Ați văzut că am devenit brusc atent. Da, formăm o echipă, zic eu, unită și să dea Dumnezeu să avem mintea și conștiința să rămânim echipă unită până 2024 și după aia să ne facem bine treaba fiecare. Mai departe, așteptăm cu interes și primarii așteaptă, în primul rând, cu maxim interes proiectele pe Anghel Salini, că vorbim de apă, canalizare, că vorbim de drumuri sau de gaze naturale. Toți primarii, și nu doar la PNL, în general în țară, și toți primarii așteaptă cu maxim interes
semnarea contractelor pe, de finanțare pe proiectul național de investiții Anghel Salini. Când? Știu că sunt foarte multe din țară, știu că sunt în verificare la MDLA, la Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice. Și proiectele urmează să intre în evaluare la Ministerul Dezvoltării. Probabil că în decurs de o lună, maxim două, marea majoritate a primarilor vor semna. Cel puțin eu din datele mele, cred că în vara asta, cred că toți primarii vor semna pe Anghel Salini. După care se urmează proiectare după caz, scoate la licitația lucrărilor acolo unde nu sunt deja licitate. Și semnarea... Există și cazuri cu lucrările deja licitate, da. Se așteaptă doar finanțarea. Da. Păi, au fost, de exemplu, proiecte pe FDI, care avem și noi primari la liberali, care au proiectele pe FDI în 2018-2019, când era încă unul din guvernul Liviu Dragnea. FDI-ul a căzut, după cum bine știți. În schimb, au fost primari care au reușit să, în baza promisiunilor de la guvern de atunci, au reușit să facă și licitație. Și acum doar și-au actualizat prețurile. Da, deci e clar, care au deja licitația făcută, așteaptă finanțarea. Ei sunt avantajați față de ceilalți. Sunt avantajați pentru că vor face lucrările prin ce imediat. Primii. Deci poate să înceapă. Ceilalți mai pierd câteva luni cu organizare, licitație, contestații, etc. Important e, cred că în 2023 vom avea, în mod normal, în România un mare, mare șantier. Cred că vom avea comună, comună, localitate cu localitate, șantier. Să dea Dumnezeu să avem firme de construcții bune, serioase, oameni care să implementeze proiectanți, experți. Și experți nu cred că e cazul neapărat, dar proiectanți, da, care să ducă proiectele astea la bun sfârșit. E cel mai ambițios proiect al României din ultimii 32 de ani, acest proiect național de investiții Anghel Salini, și e proiect 100% implementat de Partidul Național Liberal, pentru că a fost proiectul PNL-ului, acest Anghel Salini. Mergând mai departe, ați văzut de altfel că trei dintre primarii din județul Neamț, mă refer la un coleg primar de la PMP, adică de la Gărcina, și ceilalți doi colegi primari de la USR, de la Tazlău și Săboani, au venit spre zona liberală, ceea ce nu poate decât să mă bucure și să construim pe viitor împreună, într-o echipă mare, frumoasă și unită, echipă care să ne permită să câștigăm în 2024 alegerile. Bun. Lucrurile se vor precipita din punct de vedere politic în Neamț, părerea mea, în perioada următoare, pentru că vor fi mișcări și dinspre PSD în alte zone, probabil și din alte zone spre PSD, vor fi reașezări de forțe, se vor face, nu, bănuiesc că începe sondajele de opinie. O să facem sondaje de opinie. Pentru măsurarea popularității unor persoane care ar putea să participe la alegeri. La CJ nu. Nu la CJ, nu. Nu, să facem sondaje de opinie, pentru că suntem la jumătate din mandatele de primar. În septembrie vom fi la jumătatea mandatelor de primar și e important să vedem în foarte multe localități din județul Neamț cum stau primarii noștri care poate sau sunt la primul mandat, cum stau contracandidații, cum stau în alte localități vectorii noștri importanți sau persoanele care avem o filozofie de a candida mai departe și care vrem să construim, cum stau adversarul politic. În septembrie vom face mai multe sondaje în foarte multe localități, aproape jumătate localități din județul Neamț, pentru a ne face o radiografie foarte bună la jumătatea mandatului, să știm cum stăm, unde ne îndreptăm, să știm care sunt și prioritățile populației care sunt nemulțumite, pentru a ști foarte bine să răspundem articulat la acestea și să venim în sprijinul lor. Da. Păi, cam asta este imaginea pe care o avem. Eu, sincer, nu m-aș simți deloc confortabil să fiu demnitar la București din partea județului Neamț. Deci stăteam și mă gândeam așa. Bă, chiar m-am gândit la dumneavoastră. Te duci la serviciu dimineața și afli că a fost arestat, mă rog, reținut, ca să nu așa, șeful de la ambulanță. Dan Mureș. După aia afli că, băi, i-au găsit vreo, nu mai țin, 40.000 și acasă încă vreo 100. Deci Ministerul Sănătății se râde maxim pe glumă, pe treaba asta. De ce? Deci Ministerul Sănătății, pentru că oamenii de acolo spun, domnule, vreau să vă dați seama, domnule, că în două săptămâni au făcut 40.000. Dar nu 40.000, că acum extindere, da, nu, ancheta, i-au găsit 40.000 într-un loc, dar ancheta asta extind și acum au rezultat, că și altul odată, și altul odată. Suma așa cred că se duce undeva la o sumă frumușică.
întrebarea... Regăsește pe aia 40.000. Da. Acum ar trebui să organizeze concurs la ambulanță, dar nu se organizează, știți de ce? Este teama celor din Ministerul de Interne că rămân fără oameni în vămi. Dar stați o secundă, concurs pentru ce se organizeze? Pentru postul de manager. Nu, e manager interimar. Și nu, asta e o glumă, domnule. Asta e o glumă, domnule. S-a organizat de ani de zile. Auziți, o glumă. A fost cu detașare sau delegare, cum da. Se numește, corect, din 6-6. Nu, eu vreau să vă spun că este o glumă. Da. Deci, oameni care lucrează în vămi, vor să vină la concursul ăsta, pentru că chiar și ei sunt invidioși. Cum adică într-o zi, la un singur concurs, să faci așa? Mai ales că au aflat și folclorul local. Dom'le, la ziua managerului se strânge 100 de lei pentru aia, 100 de lei pentru da, aia. La 250 de angajați, 500 milioane. Păi tată, păi trei nineacă. Deci, eu numai... nu cred că treaba asta se făcea în timpul lui Dori Salvo. Eu nu știu. Deci, eu vă spun, eu vă spun folclorul, că doar nu suntem noi... Îndrituiți da, asta. Eu mă bucur că a venit la Serviciul Județean de Ambulanță doamna Albu, pentru că e o femeie dedicată și o femeie care și-a făcut foarte bine treaba atât timp cât a fost manager acolo. A fost o greșeală profundă a celor care au schimbat-o, a componentei politice care și-a băgat coada da. În schimbarea doamnei Albu și susținerea domnului Morence. Este notorietate și are notorietate în tot județul Neamț, nu doar în Piatra Neamț, în tot județul Neamț. Apucăturile pe care le avea Dan Morenciu. Doar că apucăturile lui au crescut foarte mult mercurialul. El avea niște apucături undeva într-o zonă da. destul de modestă din punct de vedere financiar. Dar apucăturile care le-a deprins acum în 2022 nu se explicabile. Domnul președinte de partid de Neamț, domnul Morenciu este la fel ca istoria omenirii. Adică așa. El a fost în epoca de primitivă. Nu, primitivă. A bronzului, să-i spunem, când era medic de pe platformă da, la Săvinești. Când acolo certificate medicale, etc. A urmat epoca de aramă, de fier, de așa. Ce vreți dumneavoastră, când a fost la DSP. Exact. Când existau niște programe naționale, niște medicamente, mă rog, nu discutăm aici că lucrurile nu-i treaba noastră, bănuiesc, anchetează cei care își dumneavoastră când era la ambulanță. Iar epoca de aur a fost acum, în prag de pensie, la ambulanță. Dar dumneavoastră știți că mulți ani, când el nu mai lucra la DSP și lucra la ambulanță, că el mulți ani a fost ajung la ambulanță. Da. Așa purta dumnealui în buzunar undeva o legitimație veche de la DSP? Nu știu că nu și sunt. Și pe unde se mai întâlnea cu unul cu altul, unde mai mergea la un restaurant, eu știu, ba prin Roma, ba prin Târgu, ba prin Piatra, mai arăta la oameni legitimația aia veche. Adică de asta spun, domnul Morenciu avea niște apucături foarte greșite, comunistoide din punctul meu de vedere, dar modeste în același timp. De unde a ajuns el la apucăturile astea acum în 2022, na. Păcat de ce s-a întâmplat. Zic, nu m-aș simți confortabil, mă duc așa, la acolo, podul, aia, ATI-ul. M-am uitat și prin alte județe de nivelul nostru. Mai sunt și prin alte județe probleme. Băi, da, chiar în halul ăsta, parcă nu. Eu vă aduc aminte că în 2020... Multă lumea a uitat, dumneavoastră a scris atunci și am comentat, adică am avut apariții publice în zona aia. Țineți-vă aminte că în 2020, același personaj pe care l-ați descris dumneavoastră foarte bine în materialul de astăzi, adică mă refer la domnul Arsene, spăla, adică de fapt nu el personal, dar probabil din dispoziția lui s-a ajuns ca Consiliul Județean Neam să spele drumurile județene, dacă vă țineți aminte, împotriva COVID-ului, da, să nu se răspândească COVID-ul pe drumurile județene, pe asfalt, adică, cu o substanță care mi-aduc aminte foarte bine, care a fost analizată, expertizată la Bacău, așa, și care se cheamă apă care spumează, așa se spunea. Se aici din raportul de analiză, de care apă cu săpun, apă cu ceva care spuma, făcea clăbuci. Iar în acte erau substanțe care trebuiau să dezinfecteze drumul în județene. Dar vă dați seama, adică mentalitatea, bă, că spăl drumul județean, COVID-ul parcă ar sta pe drumul acolo. Nu înțelegeți. COVID-ul în județul Neamț a fost mai puternic. Trebuie să respecte reguli.
Deci nu poate să ducă el oriunde vrea el. El merge pe drum. I s-a spus că trebuie să meargă pe drumul, merge pe drumul. I s-a spus că trebuie să fie tratat la Piatra Neamț, este tratat la Piatra Neamț. I s-a spus că trebuie să să retragă din cabinetele medicale unde se face se făceau alea, vaccinurile. Da. Și acolo el trebuie să stea deoparte că se dau certificate false. S-a rezolvat. Adică COVID-ul la noi este disciplinat. Este dresat. Nu cum vor oricare, știu eu. Apropo, o întrebare. Stau și eu și mă întreb. Este prăbușirea podului de la Lusca un eveniment de urgență? Poate și considerat, sigur că da. Dar l-am auzit pe domnul Arafat să zică ceva. Pe cuvântul meu, chiar mi-e dor. Nu l-am urmărit pe domnul Arafat. Deci chiar mi-e dor. Să nu vină el să ne prezinte situația podului din punctul de vedere al unei situații de urgență. Că la colectiv era țanțoș. Acum eu înțeleg. Păi, când s-a prăbușit podul, în mod normal, primul lucru pe care ISU-l face este să vadă dacă sunt victime acolo, pentru că ar trebui activat codul roșu. Vă dați seama, Doamne ferește, dacă ar fost un microbus sau un... Nu neapărat un microbus copii, putea să fie un... Orice, un om, nu neapărat zi, doar un om, un autobuz, putea să fie un autocar cu turiști. Care face naveta în zona respectivă. Nu, un autocar cu turiști și mai turiști interesant. Turiști în zona aia, nu știu unde puteau să se ducă acum acasă. Cum? Vreți să vă dau strategia turistică a județului? Vă dau imediat. Nu am văzut-o. Am, și așa am depășit timpul emisiei, dar discutăm altă dată. Am înțeles. Avem strategie. Avem strategie, cum adică? Avem și adică trebuia să avem și porți de intrare. Nu știu dacă le avem. Nu știu ce se întâmplă cu porțile alea. Cum ce s-a întâmplat? S-a renunțat la ele. Asta că... renunțat, urmă? S-a renunțat ca să facă ceva în perioada pandemiei, dar nu mai țin minte ce, sincer. Că au fost votate, știu, de Consiliul Județean. Da, da, deci s-a renunțat să facă ceva în perioada pandemiei. Da, acum, cum să vă spun, eu sunt convins că inițiatoarea ideii, doamna Oana Bulai, va continua și va face este ceva. Important. Da, eu să chiar m-aș bucura să știm când intrăm în județ, Neamț, Lent sau, mă rog, ceva de genul ăsta. Ne oprim aici, domnule. Doamna Bulai are foarte multe idei în general. Eu știu cum se numesc oamenii cu idei, ideologi, de obicei. Da. Ne oprim. Da, are idei, asta e bine. Ne oprim aici, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Doresc tuturor un weekend plăcut. Aveți grijă când mergeți să vizitați ceva din județ, când treceți peste poduri, vă gândiți înainte, intrați repede pe Facebook, vă uitați pe Facebook dacă podul respectiv a fost garantat sau nu de vreun politician și după aceea treceți. Dacă n-a fost garantat, treceți. Dacă a fost garantat, treceți pe răspunderea dumneavoastră, nu pe răspunderea lui. Eu mi-aduc aminte cum în 4 ianuarie publicam niște poze cu podul de la Tupilați. Acum aflu că podul de la Tupilați reprezintă totuși, se pare că reprezintă un pericol pentru că probabil unda de șoc de la Luțca a ajuns în birou, până în birourile celor care ne spun ceva despre podul de la Tupilați. Păi bă, oameni buni, ori e bun, ori nu e bun. Dacă e bun parțial, să știm cât de parțial. Dacă e prost, cât de prost. Șmecheria asta, că dăm la experți, că expertul să vină cu acum, că ce s-a schimbat, nu s-a schimbat nimic. Atunci ne făcea lumea nebuni când am pus. Deci, habar n-aveți. Noi nu suntem constructori nici experți. Noi am publicat niște poze, îmi pare rău că Bogdan nu le are acum pregătite, că sunt fantastice, cu niște chestii așa, care pornesc rapid, care stau în aer. Da, în cheiere și nu intru mai mult de 30 de secunde. Am vorbit cu viceprimarul de Sagna, am vorbit cu mai mulți oameni care locuiesc în Sagna. Când s-a decopertat și s-a turnat peste podul de la Luțca, beton, asfalt, ce s-a turnat acolo, se auzeau pocnituri. Aici că niște pocnituri, deci ziceai că se rupe podul. Auzitați, ascultați-i. Da, se aude, da. Ei, niște pocnituri imense se auzeau. Pod. După care, când s-a încărcat cu acel convoi din partea CJ-ului, a constructului, să vadă... S-a pus muzică să nu se audă. Să vadă dacă podul rezistă, ci că în ziua aia a pocnit podul din toate încheturile, iar noaptea s-a avut o bubuitură în zona podului. Nu știți de ce au pocnit. Era, nu știu de ce a pocnit, dar... Era ecou de la Bumbești-Livezeni.
Știți, acolo mergeau batalioanele la muncă și cântau. Bun, beș, livezeni. E, ecoul ăla, în atâția ani, a reverberat și când erau mașinile pe pod... Adică lucrurile astea s-au auzit. Dacă le-au auzit sătenii din comunitate de acolo, oamenii simpli de acolo, inclusiv pasnici care erau angajați din Sagna și stăteau la pod, mă gândesc că în timpul desfășurării lucrărilor, constructorul, dirigintele șantier, n-au auzit că mergeau mașinile. Tehnicieni care trebuiau să vină acolo de pe ACJ să vadă cum merg lucrările, ar fi trebuit să le fie auzit. Nu, să-și pune niște semne de întrebare. Erau motoarele mașinilor. Turate. Nu se auzea. Nu se auzea, le luau auză. Iar deci niște semnale au fost semnale, cum spuneți dumneavoastră, nu din partea unor oameni profi. Unor oameni simpli, dacă auzi că sub tine sau lângă tine podul ăla trăsnește din toate încheieturile, bă, spune-mi să întrebare, bă, ce naiba o fi? Că ceva nu e în regulă dacă trăsnește halul ăsta. E, lăsați că de fapt a fost o strategie, dumneavoastră nu înțelegeți nimic, eu înțeleg perfect, a fost o strategie. A, uite, o să avem un pod făcut de armată într-o lună, după aceea un pod nou, cu banii guvernului. A fost o strategie să ajungă Dan Harpa președinte la PSD. Sau și asta, sau și asta. Ne oprim aici. Acu chiar ne oprim. Ca să ajungă președinte. Acu chiar ne oprim aici, oameni buni. Eu v-am spus. Aveți grijă de dumneavoastră, sunteți pe cont propriu de cele mai multe ori. Numai bine!